Bună ziua tuturor! În calitate de prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1 București, aduc la cunoștința opiniei publice că astăzi, 5 septembrie 2024, procurorii din cadrul acestui parchet au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un fost profesor universitar din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, sub aspectul săvârșirii a 2 infracțiuni de agresiune sexuală și 2 infracțiuni de folosire abuzivă în scop sexual a funcției. În esență, procurorii au reținut în sarcina inculpatului următoarele. La data de 4.07.2022, în timp ce se aflau în camera în care era cazat inculpatul, în contextul sesiunii individuale de feedback, din ultima zi a stagiului de practic efectuat în comuna Sadova, județul Suceava, prin exercitarea de presiuni psihice, umilire și prin impunerea unei anume conduite privind viața sa sexuală, profitând totodată de poziția de autoritate decurgând din relația cadru didactic-student, a constrâns-o moral pe persoana vătămată să suporte un act de natură sexuală, prin aceea că a determinat-o să se dezbrace de tricou în vederea obținerii satisfacției sexuale. În perioada 29.06.2023, 9.07.2023, în cadrul stagiului de practică efectuat în comuna Albac, județul Alba, aflându-se singuri în camera unde inculpatul era cazat, în contextul unei ședințe individuale de feedback, profitând de poziția de autoritate asupra persoanei vătămate, a pretins din partea acesteia, în vederea obținerii satisfacției sexuale, favorul de natură sexuală, respectiv ca persoana vătămată să se dezbrace de tricou și de sutien în fața sa. În aceeași perioadă, în cadrul aceeași stagiu de practică, prin constrângere morală și totodată profitând de poziția de autoritate pe care o avea asupra acesteia, în baza relației cadru didactic-student, în vederea obținerii satisfacției sexuale, a comis împotriva persoanei vătămate acte de natură sexuală materializate în îmbrățișări, încercarea de a o sărăta cu forța și atingeri cu tentă sexuală în zona și la nivelul spatelui, umerilor și picioarelor. În perioada decembrie 2023-mai 2024, profitând de poziția de autoritate asupra persoanei vătămate și decurgând din relația cadru didactic-student, a pretins din partea acesteia, repetat prin sugestii sexuale conotative, favoruri de natură sexuală, respectiv să întrețină relații sexuale. Acestea fiind spuse și având în vedere gravitatea faptelor reținute în sarcina inculpatului, persoană cu responsabilități și autoritate în comunitatea academică, procurorii au hotărât să formuleze propunere de luare a măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile față de inculpat, urmând ca acesta să fie prezentat în cursul zilei de astăzi în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei sectorului 1 București. Este esențial să subliniem că aceste fapte nu pot fi tolerate. Este inadmisibil și inacceptabil și este de datoria noastră să asigurăm un mediu sigur în care educația să se desfășoare în condiții de respect și demnitate și integritate. Orice formă de abuz sexual, indiferent de context, este inacceptabilă, iar Ministerul Public va acționa cu fermitate împotriva tuturor persoanelor care comit astfel de fapt. De asemenea, subliniem importanța protejării victimelor infracțiunilor de natură sexuală, având în vedere impactul devastator pe care astfel de fapte îl pot produce în viața lor. Trebuie să precizez că fiecare persoană merită să fie ascultat, iar victimele trebuie să aibă încredere și să se asigure că au sprijinul nostru total. De altfel, vreau să retransmit tuturor persoanelor apelul nostru că dacă au anumite informații cu privire la acest caz, care pot conduce la aflarea adevărului în această cauză, să contacteze organele de poliție și organele judiciare. Trebuie să precizez totodată, ca să clarific, toate aceste infracțiuni vizează aceeași persoană vătămată. Însă, ca urmare a apelului public făcut la debutul acestei anchete penale, au fost primite pe adresa de poștă electronică mai multe sesizări. Și cu privire la toate sesizările, cu privire la toate informațiile transmise de către toate persoanele, cercetările sunt în curs de desfășurare. În încheiere, aș vrea să reiterez angajamentul ferm în combaterea
infracțiunile de natură sexuală sub orice formă și de a proteja drepturile și demnitatea tuturor persoanelor. Vă mulțumesc și aștept câteva întrebări. Vă dați declarații cu Bulaia astăzi? Potiți? Dacă a vorbit Alfred Bulaia astăzi în fața mea. Vă dați declarații? Nu, 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 nu a dat declarații. Aș vrea să lămurim ceva cu privire la sesizările primite. Câte sunt în total cele care îl vizează pe Alfred Bulai, indiferent de termenul de prescripție? Acum să vă spun, sunt în jur de 20, însă nu numărul este cel mai important aici, ci faptul că, indiferent cum sună acest mail, sesizare sau cum doriți să o numiți, procurorii fac cercetări complete, efective și minuțioase cu privire la toate. Este din aceste sesizări modul de operare, un modus operandi în cazul lui Alfred Bulai? Sunt cercetări în desfășurare și, bineînțeles, rezultă aspecte de interes. Care din probele pe care le-ați găsit, ați analizat probele și care ar fi cea mai relevantă probă? Nu pot să vă răspund la această întrebare. Cercetările sunt în curs, sunt foarte multe probe, după cum bine știți, s-au audiat foarte multe persoane, s-au ridicat foarte multe bunuri. Adică aceste infracțiuni, ca urmare a mandatelor de punere în... reiesc din declarația unei singure victime, dar probele arată și ele același lucru? Adică se potrivesc probele găsite dumneavoastră cu declarația victimei? Ca să înțelegeți, probele, analizăm în totalitate probele, nu doar declarația unei persoane.